Festivalul Căpșunelor și a Mierii, sărbătoare care anual adună sute și sute de oameni, a devenit o tradiție la Sadova. Dar nu la Sadova oltenilor, ci la Sadova de dincolo de Prut. Zeci de apicultori și agricultori din localitate și-au prezentat produsele, iar gospodinele au pregătit mâncăruri și dulciuri locale. Ei și Sadova din oameni mari, vorbe scurte, fapte tare. Sadova așa pot spune, gânduri mare și fapte bune. Svetlana Dodon este promotorul acestui festival și spune că an de an acesta capătă o popularitate tot mai înaltă. Producătoarea este și printre primii din Sadova care exportă căpșune. Noi suntem primii producători cu activitate de producere căpșuni în satul Sadova. Noi am dat un imbold foarte mare la locuitorii noștri cu care ne mândrim. Văd că le place producătorilor, iubim această producție și din munca noastră s-a dezvoltat producerea căpșunilor și iată acum avem și festival la care suntem prezenți și ne bucurăm de atâția oaspeți. Este o reclamă, producătorilor autohtoni, cetățenii vor beneficia anume de și vor savura gustul produs la noi în Moldova. Asta este, cred că, foarte bine. Gheorghe Rusu de 8 ani cultivă căpșuni pe o suprafață de 5 hectare. Spune că acest an este favorabil pentru această cultură. Producătorul s-a pregătit minuțios de festival. Păi am venit cu tăcerea, este pe masă și am venit. Căpșuni, diferite dulcețuri, diferite tortine. Pentru căpșuni a fost un an bun, da. Nu ne-a plouat. Timpul ăsta cât a fost căpșună, nu a plouat, noi am mai udat și mai este căpșună. Că dacă ploua de mult, aveți munte. Mai aveți de cules? Aia, măleac. Săptămâna viitoare și cam se termină. Un kilogram de căpșune putea fi cumpărat cu circa 30 de lei. Căpșune, dulciuri, campoturi, sucuri, lichior din căpșună, tot ce se produce din căpșună, m-am stăruit ce am făcut. La noi e marmelad și zinga zingana. Acum e 30, au fost și 25, depinde. De la festival nu au lipsit nici apicultorii. Am venit cu miere de salcâm, cu polen, fag de salcâm. Miere din acesta? Da, chiar joi am terminat discos. Fie că nere avem de salcân, avem nere de mai, avem polen, avem propolis, avem făgușor, avem. Ediția jubileară a Festivalului Căpșunilor și a Mierii a culminat cu un concert grandios.